Peste 50 de centimetri, atât măsura stratul de zăpadă în municipiul Târgu Jiu, iar căile de acces pietonal puneau probleme celor care au fost nevoiți să iasă din case. Pietonii sunt nevoiți și la această oră, dacă nu au drum prin zonele intens circulate, să meargă pe lângă mașini. Cum se merge prin oraș? Foarte, foarte prost. Mai mult sunteți nevoiți să mergeți până merg mașinile, așa e? Da, da, deci așa am și venit din Piața Mică pe drum. Trotuarele erau impracticabile. Bine că n-a scăzut. Nu, da, mai avem de mers, posibil. Dacă au fost nevoiți să ajungă urgent undeva, nu au prea reușit, deoarece nu au putut scoate mașinile din parcări. Nu se poate, păi, nu se poate merge, păi ce să faci prin munță ăștia? Fac oamenii acum, dar de acum înainte cred că se poate merge și pe trotuar. Mai mult merg seara pe unde merg mașinile, că nu putem. Păi mai pe unde, spune, băgă-te mată acolo. Mă, nu mă ies. Mă dădui deoparte acolo unde merge mașina, că n-ai ce să te faci. Asta e. Merg seara mult? De la Kaufland. Pe jos. Păi cu ce? Te mai duci cu autobuz, mai stai după el ori în șir. Utilajele de dezăpezire au acționat mai mult în zonele centrale și în parcările din vecinătatea instituțiilor.